Veștrele pentru locuitorii din Suceava. Cea mai cunoscută companie low cost a anunțat că își va închide baza de operare de pe aeroportul din Suceava. Începând cu 28 octombrie, compania își va închide baza din Suceava, urmând să opereze în continuare zboruri pe cinci rute actuale din Suceava către Londra, Roma, Milano, Dortmund și Birmingham. Zborurile spre Larnaca, Eidenhoven, Bruxelles, Paris și Bolonia vor continua să fie deservite, dar de la baza din Iași, care va crește odată cu adăugarea unei a cinci aeronave în această iarnă. Angajații companiei low cost vor primi locuri noi de muncă în alte orașe unde de a companhia.